Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați. Bucurați-vă de un nume ce vi dat ca să-l purtați. Bucurați-vă de un cântec, de un amur cu flori de tei. Bucurați-vă, o viață de lumina dragostei. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Bună ziua, doamna Valentina! Noi suntem de la compania Surprize de Vis și astăzi avem o surpriză specială pentru dumneavoastră cu ocazia zilei de naștere. Vă rog să primiți acest biet. Vreau să vă întreb, cum credeți? Cum credeți din partea cui este surpriza? Din partea copilului. Am pentru dumneavoastră și o felicitare. Îi dau citire și aflați din partea voastră. Viața e ca un vis, uneori frumos, alteori umbrit de nori tristeții. Trebuie să crezi în viață, să înțelegi că nu trăim decât odată, să iubești ca și cum n-ai fi suferit niciodată, să cânti de parcă nimeni nu te-ar auzi, să muncești de parcă nimeni nu te-ar plăti, să împrăștii veselia de parcă nimeni nu ar plânge și să trăiești de parcă acum ar fi sfârșitul. La mulți ani, sănătate, iubire, stimă și respect din partea celor dragi, realizarea scopurilor la infinit, împliniri frumoase, să ai parte doar de momente și clipe de neuitat, să obții ceea ce îți dorești cu adevărat, căci doar aceasta este singura cale spre împlinire, realizare și fericire. La mulți ani fericiți! Cu drag din partea la Ecaterina! Ecaterina? Da! Ecaterina, să-ți uiți de naștere, suntem cum așa de astăzi și doresc să fii tot timpul așa pozitiv, tot timpul energică și să fii mama mă iubi. Mulți ani mai da, ca să-l purtați. Bucurați-vă de un cântec, de un amur cu flori de tei. Bucurați-vă, o viață de lumina dragostei. Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați.